Bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă prezint ce am mai pregătit prin seară. Vreau să vă explic cum se pregătesc alveolele pentru semănat, pentru a fi siguri că nu vom avea boli fungice și dăunătoare. Acum haideți să vă arăt ce alveole folosesc pentru semănatul ardeilor și vinetelor. Bineînțeles, puteți semăna și tomate roșii. Voi folosi alveole de 110 compartimente, 110 găuri cu adâncimea de aproximativ 4 cm. Vă recomand, dacă aveți posibilitatea și găsiți alveole cu adâncimea de 5 cm, să le achiziționați, pentru că sunt mult mai bune. În caz că le veți ține mai mult în seara dumneavoastră sau unde le țineți, înainte de repicare, ele vor forma și un sistem radicular mai puternic. Atunci când avem un cubuleț mai mare, vom avea și un sistem radicular mai puternic. Și atunci când vom repica, plantele noastre vor porni mult mai bine în vegetație, în creștere, vor fi mult mai groase la fir. Iată cum sunt. Deci, într-un cuvânt, vom avea niște plante mai sănătoase, care vor produce mai mult. Atunci când vom avea niște plante mai groase la fir, mai sănătoase, cu un sistem radicular, cu rădăcini mai puternice, vom avea și rezultate foarte bune la dimensiunile fructului. Va putea, cu acel sistem radicular mai mare, să hrănească mult mai bine, pentru că, după cum știți unii dintre voi, dacă nu avem un sistem radicular, niște rădăcini foarte bine dezvoltate, nu vom avea fructe foarte mari. Bineînțeles, dacă nu vom avea o polenizare adecvată, nu vom avea semințe de ajuns, da? Pentru a forma un fruct mare. Mă refer la, în general, să zicem, la roșii. La roșii, dacă nu vom avea semințe, adică floarea nu se va poleniza, nu va forma semințe, va face un fruct mic, de calitate mică. Bineînțeles, sunt mai mulți factori: hrană, substanțe nutritive, micro, macro, elemente care lipsesc, și asta poate fi o cauză. Bineînțeles, radiația solară plus lipsa apei, un sol foarte afânat și altele. Acum haideți să trecem la subiectul de astăzi. Ce voi face? Voi dezinfecta absolut toată sera de semănat, folie, sol, tot, instalații de încălzire și, cel mai important, voi dezinfecta alveolele. Odată vom aplica insecticid cu fungicid, de preferabil să fie de contact. Insecticid cu fungicid, odată pe față, odată pe spate. Dar prima operațiune o vom face la seara, unde vom semăna plantele, da? Semințele. Și după aceea vom aplica pe aceste alveole. Deci, mare atenție, dezinfectați foarte, foarte bine, pentru a evita
pătrunderea de agenți patogeni, plus insecte dăunătoare, cum ar fi tripsi, păienjeni, etc. În speranța că v-a fost de folos acest film, nu uitați să vă abonați la canal, să ne oferiți un like, să faceți o distribuire. Mulțumesc, la revedere!